Bă, dar abia să facem altceva mai bine. Vezi că dacă mergem să facem azi, azi că nu se mai vede. Diane, da. Hai să mergem la aia să facem. Facem o surpriză de Diane. Hai, hai. Am și uitat. Să dacă avem șampanie. Hai să vedem dacă avem. Dacă stă acolo și am asta acolo e legat. Perfect. Hai să mergem. Hai, hai să mergem peste ele, că e bine. Așa, așa, stai, stai. Ne mai așteptăm. Începem să cântăm. Bă, dar stai, mergem așa. Da, cu să ta. Eu mă duc ca pe mai ce aici, așa direct. Am pregătit toți, mă, că și noi am pus bani. Haide. Mai ceva în cameră? Surpriză. Că dacă o să, o să mergem noi acolo, unde? Vrei? Unde? La pole dance. La ce? La dansul la bară. Dar nu mi se pare o date. Că s-a discutat despre asta. Nu mi se pare o date romantic. Păi și nu mai profita de ocazie. Eu să dansez la bară? Nu, nu. Tu să dansezi la bară? Împreună. Păi ca stai cu mine. Nu știu, da, dar toți suntem frumos și ne bine. Și eu vreau, nu știu, ceva mai romantic cu noi, să povestim mai mult, să facem, știi? Nu, dar dacă ar fi ocazia asta, ai refuza? N-aș refuza, normal. Că unde-i până la urmă? Exact. Hai aici pe pescar. Unde, dar unde e gașca hienelor? Mă rog, la mulți ani. Haide, nu, așa, nu așa, veniți toți, Bianca, Alin. Aici, vă rog. Haide, haide. Bine și pahar. Haide, două, trei și... La mulți mulțumesc, mulțumesc din suflet. 20 de ani, ai văzut ceva. Da, vreau să zic... Deci adoc un despre ziua aici, zici. Vreau să zic ceva. Sincer, nu mă așteptam că la ai mei 24 de ani să fiu aici, aici cu voi. Mă bucur că v-am cunoscut pe fiecare din voi. Sunteți special în felul vostru. Îmi dau seama că este o emisiune, este o tensiune, dar dincolo de, de ce se întâmplă aici, sunteți niște oameni minunați. Îmi cer scuze dacă am supărat pe cineva. Și vreau, nu știu, camera dacă e aici, să o salut pe mama și să-i spun că îmi pare rău că nu-i lângă mine și că o iubesc foarte mult. Să rămână! Să rămână! Mulțumesc! Săraca femeie azi a suferit.
Dai și tort, Diana, ai și tort, că ajungi ceva dulce. Nu e de mere, că... O piesă, mă rog, dar nu, de dans. O piesă, că la ziua ei. Cred că abia s-a născut, crezi că bați să tai tort? Stați un pic. Bună cameră! Noi suntem liderii și am venit să te rugăm dacă ne pui și nouă o piesă, să dansăm și noi aici puțin de ziua Dianei. 3 minute o piesă, ne pui? Te rog? La alegere, pe care vrei tu. De dans, de romantică, de dragoste, ce vrei tu, sârbă, ce vrei tu. Nu ne pui? Poate te răzgândești. Spune-i tu că cu mine oricum are ceva camera. Poate te răzgândești, cameruță. La ce mai insistă? Nu ne pui? Haideți cu muzica! Nu. Auzi? Da, ce, da. Ce te-a deranjat? Iarăși. Hai. Dar nu, lasă așa, lasă așa. Nu lasă așa. Chiar vreau să vorbim, vreau să lași așa. Mă cert, am spus. Nu, nu e vorba de cear. Când mi-ai spus, Ionuț, că trebuie să iau, să-ți iau ție apărarea, știi? Dar nu trebuie să faci ce zici eu. Dar eu știu care este, eu aici nu sunt pentru show, știu că trebuie să țin cu tine, eu trebuie să fiu iubitul meu, noi să fim cei mai bine, că așa trebuie să țin cu tine, că e un război aici și că nu sunt așa, știi? Mi-a impresia că ai și că pui și... Luați loc! Faci mizerie toată ziua. Așa e, faci și la Andrei. Da. Nu, stai că... Mai contează cu ceva? Da, da. Îmi dea la fiecare. Îmi dea de să mâncați. Vreau, îmi pune și vreau hară. Și cu mâna, dacă se apuie. Eu nu știu cum e. Eu nu e l-am luat. Diana, îmi spune și un cap. Da, mi-am dat seama, da. Abia aștept. Gata. Eu abia aștept. Da, vază pe aici este, nu știu. Ce? Vază. Aici ori la aici. Emi, hai să ori Carus, ori Manu o să stea aici. Bă, păi stii mai mult de 10 mult. Hai să dau, mă, dar ne cunosc. Măi, mai luați loc. Ne clarificăm, eu stau în picioare. Așa cum e. Hai să mâncăm. Hai. Hai toată lumea. Ce s-a întâmplat aici în casă? Teras. Între timp ce eram acolo. Ce s-a întâmplat cu date-ul lui Raluca? Da, măi, nu mai... Doamna, Andrei a anulat date-urile din cauza Ralucăi. Cine? Nu știu, coate date-urile? Da. Ce date-uri mai erau? Ce legătură avem noi? Mi-am spus așteptările. Așteptările mele erau cumva baceata, tango, ceva așa. Nu știu ce crezi că ai dat să apăiești. Ai gândit tu mai bine și ai dat să apăiești. Oricum e o apropiere. Deci, mulțumesc, mă. Dacă acceptai date-ul ăsta, tu gândește câți oameni făceai fericiți aici în casă. Că eu voiam să merg la date cu o fată, poate să mă îndrăgim. Dar cu cine eu nu-ți vrei să merg? Okay. Și v-am spus, vă cer scuze, nu asta a fost intenția din spatele meu. Mi-am spus părerea că nu credeam că o să fie un astfel de date, ci altceva tango ăsta ce-am explicat. Dar oricum știi ce a zis Marian? Ce a zis Marian? Marian? Ce a zis Marian? Ia. Nu mă știu. Că nu-i pasă oricum. A, da. Marian, tu păi vrei nu-mi să pasă neapărat de date. Să mergi. Nu, am zis că nu-mi pasă. Mai el are, ai la dat la bară. Și ce am zis eu la Raluca? Raluca s-a oferit de date-ul ăsta la bară, dar când ai... Ascultă-mă, când o ridicai tu pe sus pe aici și se vedea mama, era deranjat absolut nimic. Ok, ne-am jucat și nu aia era intenția. Am avut fustă, din păcate, în ziua aia și aia. Și nu te-a deranjat atunci. Tot erai undeva. Marian, dar tu nu mă gândeam, Andreea, lucrul acela. Până la urmă, mergeți la...